Ce cuvinte crezi că ar caracteriza istoria antibioticelor? Primele la care ne gândim sunt progres în medicină, premiul Nobel, succes, glorie. Antibioticele au creat o adevărată revoluție în medicină. Stări patologice grave, precum pneumonia, tuberculoza sau sifilisul, puteau fi în sfârșit vindecate. Însă, lumea bacteriilor a contraatacat. Din ce în ce mai multe antibiotice sunt ineficiente. Care ar putea fi cauzele? Ce anume s-a întâmplat? Antibioticele sunt substanțe care pot acționa asupra microorganismelor patogene bactericid, omorând bacteriile, sau bacteriostatic, inhibând multiplicarea lor. Atunci când microorganismele patogene au capacitatea de a se menține în stare activă și de a se multiplica în prezența antibioticelor, vorbim despre rezistență bacteriană. Problema nu este a antibioticelor, ci a bacteriilor contra cărora sunt puse să lupte. Precum oricare alt organism, bacteriile pot suferi mutații. Multe din aceste mutații sunt inutile sau inofensive, însă uneori apar modificări care conferă bacteriilor rezistență contra antibioticelor. Una dintre cauzele principale pentru care bacteriile capătă rezistență este consumul irațional de antibiotice. Succesul antibioticelor înregistrat anterior conferă atât pacientului cât și medicului curant o relaxare psihologică privind evoluția unei infecții bacteriene. De aceea, mulți pacienți tind să ceară antibiotic, considerând că este varianta cea mai potrivită de terapie. Conceptul creează un scut mental. Dar în ce condiții se prescrie un antibiotic? Antibioticele sunt eficiente când este vorba despre o infecție bacteriană ce poate afecta pielea, tractul respirator, urinar, sistemul gastrointestinal, etc. Cel mai mare consum irațional de antibiotice este înregistrat în perioadele de gripă cauzată de virusuri și nu de bacterii, caz în care antibioticele nu sunt eficiente. Prin urmare, nu insistați să primiți antibiotic dacă medicul consideră că nu este necesar. Antibioticele sunt medicamente care se eliberează doar pe baza unei prescripții medicale care se va reține în farmacie. Mare atenție! Nu uitați rețeta în mașină, acasă sau la birou. Această scrisoare din partea medicului către farmacist îi permite farmacistului să elibereze din stocul său medicamentele prescrise, după care va păstra documentul în farmacie. Nu lua antibiotice prescrise altei persoane și nu împărți antibioticele prescrise ție cu alți bolnavi, chiar dacă prezintă aceleași simptome. Nu păstra antibiotice pentru o viitoare infecție și nu folosi antibiotice rămase de la un episod anterior de boală. Luând antibiotic fără să consulți medicul pentru că așa ți-a trecut data trecută sau așa i-a trecut colegului, poți să-ți înrăutățești starea de sănătate, dar poți face rău și celor din jur, creând un risc general. Atunci când vor avea nevoie de antibiotice, acestea nu vor mai fi eficiente, deoarece bacteriile vor fi căpătat rezistență, transformându-se în superbacterii, iar infecțiile determinate de superbacterii sunt mai greu de tratat, este nevoie de medicamente mai toxice și mai costisitoare, crescând astfel reacțiile adverse și costurile tratamentului. În ultimul secol, antibioticul a fost eroul nostru. De-a lungul anilor a salvat nenumărate vieți, a făcut posibilă realizarea în siguranță a multor proceduri medicale importante și a schimbat viețile multor oameni. Haide să fim alături de supereroul nostru și să-l punem să lupte atunci când este cazul, când știm că are șanse mari să câștige lupta, fără să piardă și să le dea șansa bacteriilor de a-și mări forțele. Astfel, putem fi și noi supereroi, supereroi persoanelor dragi și ai celor din jur. Dacă ți-a plăcut acest material, apasă butonul de like, dă subscribe și share prietenilor tăi.